Sute de tineri din Botoșani au participat astăzi la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți în speranța că își vor găsi un job sau că vor fi îndrumați într-o carieră în viață. Evenimentul a fost organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și s-a desfășurat la sala polivalentă Elisabeta Lipă din municipiul Botoșani. Pe lângă agenții economici din oraș, la bursă au participat și reprezentanții ai poliției, jandarmeriei, armatei și inspectoratului pentru situații de urgență, care le-au prezentat tinerilor oferta educațională la școlile de profil din aceste domenii de activitate. 22 de absolvenți au fost încadrați pe loc la un loc de muncă, iar alți 10 au fost chemați la probe de lucru la sediul angajatorilor. Pentru cei care își doresc să îmbrace uniforma de polițist sau pentru cei care acum vor să descopere această profesie, polițiștii IPJ Botoșani au participat astăzi la evenimentul organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani. Cu acest prilej au fost desfășurate activități de informare și promovare a acestei profesii. Cei prezenți au putut afla de la oamenii legii despre cum pot deveni polițiști, urmând cursurile unei forme de învățământ din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Poliția. De ce? Pentru că mi se pare o carieră foarte frumoasă și viitor mi se pare. Adică fără poliție nu poți face nimic. Nici în țară, nici în afară, nici peste tot. Ai de gând să urmezi această carieră? Da, deja mi-am depus dosarul pentru școala de agenți Vasile Lascăr și urmează probele. La domeniul poliției m-a interesat cel mai mult. De ce? Pentru că de mic mi-a plăcut acest job. Sigur, e bine plătit din punctul de vedere? După părerea mea, e un job bine plătit. Și sigur. Noi ne-am prezentat oferta educațională pentru școlile de poliție, de agenți de poliție, Vasile Lascăr Câmpina și Septimiu Mureșan Cluj. Sunt peste 1600 de locuri de agenți de poliție pe care se pot înscrie cei care au absolvit deja liceul. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani s-au înscris până în acest moment peste 70 de persoane. Înscrierile se vor închide pe data de 4 noiembrie. Până atunci mai este timp suficient ca cei care nu și-au depus încă cererea să o facă. Le recomandăm să-și ia informațiile de pe site-ul oficial IPJ Botoșani. Acolo sunt condițiile de recrutare, datele la care, în care trebuie să se încadreze pentru a depune cererile și dosarele și un număr de telefon la care pot solicita informații suplimentare. De asemenea, tinerii absolvenți au aflat cum pot deveni jandarmi, pompieri sau angajați în armată. Tot la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți au participat mai mulți agenți economici cu o ofertă de joburi în diverse domenii de activitate. O ofertă foarte variată și pot să vă împărtășesc bucuria faptului că am găsit tineri chiar dornici să-și găsească un loc de muncă. Puțin nepregătiți, cei drept, fără să aibă la ei un CV care să demonstreze doar pregătirea pentru experiență nouă, dar am venit în întâmpinarea lor cu cliente și așteptăm să ajungă la noi în mod real dorința lor de a se angaja. A revenit cu CV-ul. Mulțumim, vom lua legătura cu și dumneavoastră. Și mulțumesc, o zi frumoasă, la revedere. Transportator mare. E greu pentru tineri să găsească un loc de muncă? Nu, dacă își doresc cu adevărat să găsească un loc de muncă, nu. Dar dacă nu vor, atunci da. Este foarte greu. Fiind la profil tehnologic și neștiind într-un fel ce să fac mai departe sau confruntându-mă cu miile de oportunități, mă bucur că am avut ocazia de a veni aici în această zi și a experimenta câteva oportunități care ar putea fi în viitor. La confecție. De ce? Pentru că îmi doresc foarte mult un loc de muncă. Ai găsit până acum ceva care să te intereseze? Da, la mașină. Îți place? Da. E greu pentru tineri să-ți găsească un loc de muncă? Nu, nu e greu. Îmi doresc mult. Acest eveniment este o acțiune de promovare a ofertei de locuri de muncă pusă la dispoziție de agenții economici. În acest fel se realizează interacțiunea directă cu absolvenții și tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă. La orice bursă a locurilor de muncă, prin care are loc interacțiunea față în față între oferta de locuri de muncă a angajatorului cu cererea de loc de muncă a persoanei, are ca finalizare, ca rezultat, ocuparea persoanei în
piața forței de muncă și satisfacerea nevoii angajatorului în ceea ce privește necesarul de forță de muncă al său. Tinerii sunt optimiști, tinerii sunt persoane care participă la măsurile de orientare în carieră. Important este activitatea noastră orientată către dorințele lor, pentru a-i putea face să acceseze locuri de muncă, să urmeze niveluri superioare de pregătire pentru a putea rămâne aici la noi în țară, pentru că noi dispunem de angajatori care sunt dispuși să acorde timp și să acorde resursă financiară pentru a-i integra în propriile firme. Numărul total al persoanelor participante a fost de 227, din care 197 absolvenți și 30 de elevi din clasele terminale din cadrul liceului Regina Maria din municipiul Dorohoi, iar numărul total de locuri de muncă puse la dispoziție de cei 27 de agenți economici a fost de 376. Dialogul direct dintre cerere și ofertă pe piața muncii a avut ca rezultat selectarea în vederea ocupării unui loc de muncă a unui număr total de 53 de absolvenți care vor participa în perioada următoare la probe de lucru la sediile angajatorilor și încadrarea pe loc a 22 de absolvenți.